O vizitatoare a adresat de curând o întrebare pe site-ul nostru. Bună ziua, sunt Mihaela, am 16 ani și am un soț de 28 de ani, un băiat de un an. Soțul meu este nervos, agresiv, violent. Vreau să zic că din tot ce am enumerat, obiceiurile pe care le are, nu mai am cum să mint. În rest este calm, sociabil, etc. Acum 3 ani a început toată povestea. A fost totul bine, dar de acum un an nu mai zbiară, țipă, aruncă tot ce stă în cale. El nu mă mai apreciază, nu mai simt iubită de el și vreau să zic că pe 29 am și nunta cu el și era mai iubăreț înainte, acum s-a schimbat. Eu sunt sigură 100% că nu mă mai iubește, dar eu îl mai iubesc. Mereu îmi spune, mai acrit, nu mai pot. Îl văd că intră în cameră, știu sigur că o să ne certăm. Ce am de făcut? Dragă Mihaela, violența și agresivitatea, din nefericire, n-ai cum să le vindeci tu la celălalt. Ceea ce aud eu la tine este cumva că și tu aștepți cearta, aștepți comportamentul lui violent și agresiv. Ceea ce aștepți, aceea primești. Dacă tu te aștepți ca el să fie violent, să vă certați, să fie agresiv, acel lucru se va întâmpla, pentru că fără să-ți dai seama, conștient sau inconștient, tu vei căuta argumentele, acțiunile, gesturile care să-l provoace în a vă certa. Dacă tu vrei să nu vă certați și vrei să, ca relația voastră să fie calmă, atunci, tot așa, conștient sau inconștient, vei găsi acțiunile, vorbele, comportamentele care să nu ducă la ceartă. Agresivitatea vine din nemulțumire. Vine din faptul că lucrurile nu se desfășoară așa cum îmi doresc eu. Și atunci mă deranjează, nu pot gestiona ceea ce se întâmplă. Este foarte posibil ca pentru soțul tău tot ceea ce se întâmplă în relația voastră de ceva timp să fie foarte complicat. Să nu poată duce sentimentele care apar în ceea ce se întâmplă între voi. Vârsta ta este destul de fragedă, faptul că deja la 16 ani ai un copil, e foarte posibil ca soțul tău să simtă că este răpită libertatea prin angajamentul pe care îl are față de tine și față de copil, iar toată această presiune pe care viața o pune pe el să-l deranjeze foarte tare. Ce-ți recomand eu să faci este să fii sinceră cu tine. Să stai de vorbă cu tine în primul rând, să vezi ce-ți dorești de la viață, apoi să discuți cu soțul tău și dacă în timp vei vedea că lucrurile nu se aranjează, să iei o decizie care este bună pentru tine și pentru copilul tău. Nu vei avea cum să-l vindeci pe el de agresivitate. Tot ce poți face este să te responsabilizezi pentru tine și pentru copilul tău și să-ți asumi responsabilitatea pentru liniștea și pacea ta interioară și implicit grija pentru copilul tău. Să nu-și abugea psiholog și psihoterapeut.